din emu, alea făcute de arbă. Nu fac pentru asta, știu ce spui, nu fac pentru asta din băgate. Păcat, da. Sau dacă vrei ceva heavy duty, îți iei de la Master amortizoarele galbene și îți iei arcuri Hashender. Și ai aproape cea mai mare înălțare, ai 5 cm înălțare. Bineînțeles, asta vine cu dârdeală în volan în a doua și așa mai departe. Dar sunt foarte rigide și amortizoarele și arcurile. O să ai de tentă și gardă la sol mare și poți să mergi foarte bine în off-road, însă o să plângi pe asfalt. Da, cred că 3 cm sunt suficienți, dar acum sunt cu mașina lui Cristi și îmi place cum se simte, de sunt nebunit, am orgasm. Da, el are vreo 3,5, cred. Cât ai, Cristi, cât îți înalți arcurile astea, parcă 3,5 sau 4, cât e? Între 3,5 și 4 și cu anvelopul de 5. Da, e suficient. Australiene, nu mai Ironman-ul sunt ok, restul sunt țeapă. Pentru Duster, zici? Pentru Duster, da, da, da. Adă, crește puțin, te rog, să-i facă treaba. Cu frâna, cum stai tu cu frâna trasă, așa. Frâne de mână sau las frâna asta? Trebuie că ai rupere pe o cameră din niciodată nu fac șocuri. Dacă văd că s-a atins ăla, o frână. Iar îl întind. Vezi? Iar îl întind. Am frână că să nu fie șocuri în el, că mă tovar am reagă la prost.